Au fost multe, multe întrebări. Dacă stau să le număr, sunt 148 de întrebări. Ceea ce, să știți că ne responsabilizează și ne arată dorința voastră sinceră de a cunoaște mai mult și de a fi ancorați în Scriptură, în special în problemele cu care vă confruntați, fie personal, fie ca și colectivitate. Sunt câteva întrebări foarte personale și frații au fost de acord, dacă cumva doriți să, și nu găsiți răspuns, că nu o să le găsiți că sunt personale, puteți să-i abordați, fie acum, fie prin intermediul rețelei de socializare, cumva să vă ajute în lucrurile acestea. N-avem foarte mult timp pentru că la 1:30 avem masa. Dar vom încerca să mai răspundem câteva întrebări. Bineînțeles, dacă fratele Andrei se va rezuma la câteva secunde, 20 cere el de obicei. Nu știu de ce porți ceasul la mână, serios. 2 minute 20. Deci, eu aveam timer pus pe telefon ca să știu cât pot depăși. Deci... Dar și timerul tău e altfel secunda la șasica, secundele trec altfel. Exact. Bun, șasica este... Ce pot face dacă nu simt Duhul Domnului lucrând în mine și nici cum că aș fi în Domnul și Domnul în mine? Să te evaluezi după semne obiective. Adică Scriptura îți dă anumite semne după care poți să te verifici pe tine dacă ești sau nu în Domnul. Cele mai importante pe care eu le menționez în continuu este unul. Dacă îți pui toată încrederea numai în Domnul Iisus Hristos, pentru viața aceasta și pentru veșnicie, în ce privește mântuirea ta, relația ta cu Dumnezeu, veșnicia ta. Dacă te încrezi numai în Domnul Iisus Hristos, este irelevant ce simți sau nu mai simți. Da? Uneori poți să ai un dezechilibru, dau un exemplu, hormonal, intern, pe o perioadă de luni, de zile, să fii sub tot felul de tratamente și tu spui, eu nu simt nimic, sau mă simt rău în continuu. Da? Asta nu are nimic de a face cu aspectul obiectiv a lucrării încheiate Domnului Iisus Hristos la cruce și aplicate în viața ta. Nu are absolut niciun fel de relevanță. Sau poți să ai un atac demonic sau cine știe ce. Și al doilea lucru, dacă dispoziția inimii tale, care este o dovadă în nașterii din nou, este înclinată spre lucrurile lui Dumnezeu. Nu dacă faci performanță în disciplinele spirituale, ci dacă inima ta este înclinată, dispusă, predispusă. Martin Lloyd-Jones spunea că astea sunt cele mai importante semne ale mântuirii. Da? Doar atât vreau să adaug. La ce spune Andrei, comunitatea este comunitatea de credință este sau poate fi și un test. Oamenii ăștia te văd. Dar o comunitate funcțională, o comunitate a harului, a dragostei, oamenii ăștia te văd, îți văd creșterea. De-aia eu tot spun de grup de ucenicie, oamenii ăștia pot să vadă, pot să îți spună. De multe ori tu nu-ți vezi creșterea. Eliana, fata mea mare, de câțiva ani de zile, nu știu cum se numește, crește plante sau cum? Are plante în casă. Dar ideea este că eu îi spun... A fost un exercițiu aproape spiritual. Am spus, te rog să observi creșterea plantei. Dar, tati, nu văd. Nici nu-mi dau seama când au trecut. De multe ori, vedeți, în Galateni, capitolul 5, spune roada, adică fructul, nu caracteristica, fructul Duhului Sfânt este. Ta, 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 ta. Și le spune, ce mi-arată asta? Păi mi-arată că la început e mic, e puțin, nu văd. Eu s-ar putea să nu văd. Dar ceilalți văd. Familia vede. Familia vede că nu mai sunt așa de mânios cum eram. O problemă pe care eu am avut-o a fost mânia. Când m-am căsătorit, Rodi era oglinda mea. Și spuneam, tu scoți ce mai rău din mine. Nu, exact cum spunea Andrei, era acolo. Dar devenise proiectul familiei noastre să ne rugăm pentru mânie. Rodi mi-a spus cu mulți ani în urmă, Luce, vreau să știi că am observat cum ai crescut în chestia asta. Pentru mine, eu n-am văzut, dar pentru mine a fost o foarte mare, cum să spun, mângâiere. Familia, comunitatea și răbdare. Okay. Nu o să te las să mai răspunzi primul, că mi-ai luat răspunsul. Dar aș mai adăuga încă un lucru. Tu nu ești mântuit pe baza sentimentelor. Și prin sentimente ești mântuit prin credință. Și credința e o realitate obiectivă. Și doi la mână, ți-aș recomanda foarte practic, citește 1 Ioan. 1 Ioan, printre alte scopuri pentru care a fost scris chiar Ioan, spune în capitolul 5 cu 13, v-am scris aceste lucruri ca să știți
că aveți viață veșnică. Mm-hmm. Și el îți dă tot felul de teste, de filtre în cele 5 capitole pe care să le testezi. Sigur, o fă-o personal, dar fă-o și în comunitate, cum spunea și Luci. Și privește prin testele acelea, prin filtrele acelea, dacă ceea ce a spus și Andrei la început e în tine sau nu. Okay. E un părinte al bisericii, exact nu știu dacă e părinte al bisericii, Ioan Scăraru spunea la un moment dat că se întâmplă deseori ca Dumnezeu să ne dea perioade din acestea de ariditate emoțională în ceea ce privește trăirea cu Domnul și scopul acestui lucru este ca noi să ne bazăm mai mult pe chestiunile obiective ale Evangheliei și mai puțin pe subiectivismul nostru, sentimentele noastre și emoțiile noastre. Așa că... Mulțumim. Ați spus că legea este oglindă prin care omul este convins de păcat. În ce măsură este convins de lege și în ce măsură este convins de Duhul Sfânt? Care este granița? Poate să fie o convingere care să ducă ori la pocăință, ori la poticnire? Nu, numai puțin. Tot timpul e convins de Duhul Sfânt. Tot timpul. Legea este un instrument, e oglindă. Tot timpul Duhul Sfânt face munca de convingere. Andrei, dacă vrei să... Dar eu cred că nu ești, eu am predicat recent și am studiat la biserică, patimile Domnului Iisus pe mai multe săptămâni de zile, când nu ești convins de Duhul Sfânt, îți pui capăt zilelor, ca Iuda. Ai o înțelegere distorsionată a păcatului tău. Distorsionată, complet, ești debusolat, distorsionat. Ori iei un cazan de pastile, ori îți pui ștreangul la gât, ori o iei razna. Da? Ori te duci la nebun, la nouă. Deci nu, întotdeauna când Duhul Sfânt se folosește de cuvântul lui Dumnezeu, că este vorba de revelația veche, că este vorba de revelația completă în Noul Testament, indiferent unde te duce Duhul Sfânt, îți dă o percepție realistă despre tine însuți și foarte mare atenție. Te duce la Domnul Iisus Hristos. Când îți vezi păcatul și nu-L vezi pe Hristos, nu este Duhul Sfânt. Nu mă tem să spun asta. Nu este Duhul Sfânt. Biblia spune că legea ne-a fost în îndrumător spre Hristos. Nu se poate ca Dumnezeu să te expună cu păcatul tău ca după aceea să-ți dea în cap și să te arunce în iad. Nu există așa ceva. Deci nu este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt întotdeauna se folosește de lege ca să-ți arate starea ta și pe Domnul Iisus Hristos, că El este singurul om perfect, singurul om desăvârșit în care poți fi nu doar mântuit, iertat, da, pozițional, ci și un om care poți să trăiești după voia lui Dumnezeu. Chiar mai mult decât atât, există o amăgire a diavolului care creează o imagine a unei pocăințe false. Și versetul 10 din 2 Corinteni 7 spune așa, în adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire, adică te duce la Hristos, de cum ziceai tu, Andrei, și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumii, băi, e o întristare a lumii, oamenii se supără, Iuda nu s-a supărat, e o formă de pocăință, păi își plânge păcatul, își sfâșie inima. Și ce? Dacă nu se duce la Hristos, este o întristare a lumii care duce la moarte. Singura pocăință adevărată este aia care după ce mi-a adus întristare, îmi aduce bucurie, pace, liniște, intimitate cu Dumnezeu. Din păcate, în lumea evanghelică, în ultima vreme, s-a lovit atât de mult în legea lui Dumnezeu și s-a deformat atât de mult imaginea legii lui Dumnezeu, punând-o într-un contrast nebiblic și unfair, necorect, cu harul lui Dumnezeu, încât ajungem la un moment dat să ne frământăm cu astfel de întrebări și să vezi legea lui Dumnezeu ca fiind ceva extern, ceva afară de ceea ce Dumnezeu folosește, de ceea ce Dumnezeu lucrează, dar e legea lui Dumnezeu. Nu e un lucru pe care l-a găsit Dumnezeu pe aici printre noi și ne-a dat o vreme în cap cu el și acum au schimbat paradigma și au ajuns la har. Deci să avem mare grijă la orice teologie și orice învățătură care creează niște disensiuni și niște categorii false care nu sunt în Scriptură. Da, cinismul este modul acesta de a distorsiona direcția Evangheliei, a legii și așa mai departe și face ca totul să fie despre tine, se întoarce asupra ta cumva și te lovește. Asta e situația lui Iuda. Dar chemarea Evangheliei și pocăința autentică, acum vedeți, pocăința include regretul. Dacă în regretul se întoarce așa arcuit spre tine, aceea nu mai este pocăință. Pocăința adevărată înseamnă un regret, dar un regret pe care îl direcționăm spre Hristos, spre iertare, spre eliberare pe care El ne dă. Încheierea.
Referitor la lege, noi suntem poate puțin diferiți în anumite nuanțe în felul în care vedem legea lui Dumnezeu, dar cred că toți frații mei vor fi de acord că un mod de a înțelege corect legea sau funcția ei în viața noastră și cum lucrează Duhul Sfânt prin ea este faptul că întotdeauna legea înțeleasă corect este cristocentrică. Legea înțeleasă corect este cristotelică, adică scopul ei, direcția finală a ei este Domnul Iisus Hristos și este cristologică. Eu nu pot să înțeleg, să vorbesc, să am o logică corectă despre legea lui Dumnezeu dacă Hristos nu este în centrul ei, scopul ei. Da? Când l-ai scos pe Hristos de acolo, să știi că ceva în neregulă, nu înțelegi legea cum trebuie. Da? Și te duci la tot felul de aberații. Da, aș adăuga, poate puțin paradoxal și, nu știu, incendiar pentru unii, legea este un instrument al Harului. Mm-hmm. Este un instrument al Harului. Ne duce la Hristos, ne duce la pocăință, ne duce la mântuire și iertare. A fost o observație făcută aseară de cineva dintre cei care au participat și au spus așa, și Andrei, te rog pe tine să identifici persoanele astea. Ați fost ca într-un format, două puncte, Steve Lawson, R.C. Sproul, John MacArthur și Ligon Duncan. Te rog să le spui care cine-i. Auzi, repete-i, te rog. Deci ați fost ca Steve Lawson, R.C. Sproul, John MacArthur și Ligon Duncan. Următoarea întrebare. Deci, Andrei, nu poți să ne spui, bun. Noi nu suntem vrednici să le dezlegăm, să le legăm și returile. Cum spunea cineva pe internet la un moment dat, în mine îl vedeți pe MacArthur, pe Paul Washer, pe cine mai vedea? Că tu, nu mai știu. Pe Bill Gates. Auzi! Andrei, dar să se înțeleagă că nu tu spui asta, că după aia o să... Da, deci nu am spus eu asta, este exact. Clipul pe internet. Da. Cineva îi regăsea, se uita la toți, la MacArthur ăștia, zicea, bă, uitați-vă la mine. Dacă vrei să-i găsiți pe toți aici. A, da. Da. Eu sunt la picioarele lor, asta sunt eu. Am fost doar așa o afirmație, deși nu te asociez, dar mi s-a părut destul de drăguță din partea celor care au spus asta. Cum definim reverența? Dacă nu știm să o definim corect, ajungem să creăm o definiție care să corespundă așteptărilor noastre și nu adevărului. Cum putem să argumentăm o viziune corectă a reverenței? Reverența este echivalentul a ceea ce spune Scriptura despre teama de Dumnezeu. Teama de Dumnezeu biblică, evanghelică, nu este groaza aceea de Dumnezeu, pentru că Ioan ne spune în 1 Ioan capitolul 4 că tipul acesta de frică, groaza aceasta, nu vine dintr-o relație bazată pe dragostea de Dumnezeu față de mine. Așadar, ce înseamnă reverența? Reverența înseamnă o teamă față de Dumnezeu, dar o teamă de în aceasta plină de respect. Este respectul pe care îl acordăm lui Dumnezeu. Spre exemplu, am putea să spunem că există tipul acesta de relație în familie, nu? Nu este o teamă din aceea, copiii mei nu se tem de mine. La un moment dat veneam de la școală cu Eliza și îmi povestea despre o colegă de-a ei care... din păcate, o bat părinții atunci când iau note mai slabe și în timp ce îmi povestea toată treaba asta, la un moment dat are remarca, să zice, tati, dar mie nu mi-e frică de tine. Și zic, măi, mă bucur că nu ți-e frică de mine, dar atunci de ce vrei să înveți, de ce vrei să iei note bune? Și chestia asta mi-a ieșit în evidență, nu? Că există acest respect pe care l-ai față de părinți și respectul ăsta te îndeamnă, te îndrumă să iei deciziile potrivite de așa natură încât să-i onorezi și să nu-i faci de rușine și așa mai departe, da. Știți, ieri Lucian, cred, ataca falsul legalism când oamenii sub pretextul libertății în Hristos spun ăștia sunt mai serioși, puțin sunt legaliști, s-au pus flori acolo lângă amvon, sunt legaliști, biserici din alea tradiționaliste, vechi și așa mai departe. Am citit pasajul ăsta și vi-l citesc din nou. Nu cred că trebuie să ne punem un contor din ăsta de reverențiozitate, știi? Reverențiozimetru, știi? Zic că ăștia sunt reverențioși și ăștia nu sunt reverențioși. Dacă stau cu capul plecat, sunt reverențioși. Dacă au ridicat mâinile, nu sunt reverențioși și așa mai departe. Trebuie să ne ducem la inimă. Ai tu o revelație reală a Sfințeniei lui Dumnezeu în inima ta? Centrul închinării Bisericii Noului Testament este aceasta. Am primit o împărăție diferită de cea dinainte, care nu se poate clătina. Asta e pozitiv, extraordinar, nu se poate clătina. E siguranță, e certitudine, e stabilitate în ea. Slavă Domnului, da? Să ne arătăm mulțumitori. Vezi, nu este nicio teroare nimic. Să ne arătăm mulțumitori. Laudă, închinare, exultare, bucurie și să aducem astfel lui Dumnezeu, astfel, având mulțumire, o închinare plăcută cu evlavie și cu frică.
Mulțumire, evlavie și frică sunt puse în același verset. Fiindcă Dumnezeul nostru ce este în centru? Ce spune că este în centru apostolul Evrei? Este un foc mistuitor. Eu când aud pe frații mei vorbind despre din Isaia 6 sau despre Hristos, văd un Dumnezeu care este un foc mistuitor la cruce. Eu nu pot veni la jertfa lui Hristos să spun, a, bine că a plătit totul. Nu, îl văd un foc mistuitor. El este un foc mistuitor. Capitolul 10 spune, tot apostolul în Evrei zice așa, ascultați, dacă păcătuim cu voia, vreau să vă uitați la o altă parte a versetului, nu, după ce am primit cunoștința adevărului, Evanghelia, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Dacă am venit la Evanghelie și resping pe Hristos, zice, văpaie, distrugere. Dumnezeul nostru este în continuare un foc mistuitor. Să vin cum trebuie acolo. Și spune așa, pe vremea lui Moise, cine călca legea lui Moise era omorât fără milă pe mărturia 2 sau 3 martori. În noul legământ, suntem liberi, gata, ne putem relaxa, băi, ce bine că am scăpat din legea lui Moise. Auzi, cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua pe cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va bajocori pe Duhul Harului. În biserică este Duhul Harului. În biserică este predicat Hristos. În biserică ni s-a prezentat, în zilele acestea ni s-a prezentat sângele legământului, Duhul Sfânt, lucrarea Lui și așa mai departe. Cum vin eu? Știți cum vin? Cu cât mai aspră pedeapsă va lua cel care a văzut sfințenia lui Dumnezeu din Isaia 6, care a văzut cum lucrează Duhul Harului, care a înțeles ce este biserica noului legământ. Mă apropii cu teamă, lucrul ăsta produce reverență în mine. Nu mă face delăsător, ușuratic. Nu, lucrul ăsta, eu am stat aici, care am auzit o grămadă de predici, la MacArthur, de la Spurgeon, la toți ăștia. Și a tremurat în unele momente inima în mine. S-a scuturat inima în mine. Asta este reverența, este ceva care pornește dintr-o conștientizare reală, spirituală, a inimii tale în prezența Duhului Sfânt, a realităților noului legământ. El nu te vor face ușuratic. Și fii atent aici, versetul ăsta din Roman 3, înainte de a vorbi despre faptul că toți sunt socotiți neprihăniți fără plată, când vorbește despre toți au abătut și au ajuns niște netrebnici, în versetul 18 spune, frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. A celor care nu sunt justificați. Dar în Psalmul 25 cu 14 spune așa, prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. Asta e diferența. Asta a făcut Iisus la cruce. Să nu-mi pese. Să nu. Până la urmă, inima omului neregenerat este că îi pasă doar de El. Trăiește ca și cum Dumnezeu n-ar exista. N-are pic de teamă pentru El. Dar când e regenerat, deodată are teamă și în felul ăsta are prietenia cu Dumnezeu. Bun. Aș spune, Cristi, totuși că, ci în completare, inima esențială, e principală, dar ce e în inimă se vede și în afară. Deci, abureala aia cu forma nu contează, nu funcționează în viața de zi cu zi. Când comanzi o pizza, contează în ce vine pizza la tine, dacă o mai mănânci sau nu. Corect? Da? Ce se pune pe pifor, nu contează, e esența. Da, sigur, nu pornești într-un legalism și într-o ipocrizie, pornind numai de la formă, concentrându-te pe formă, dar vezi, interesant că toată lumea, oricine e de acord că un exemplu al unei închinări reverențioase e Apocalipsa 4 și 5. Te uiți acolo la închinarea care se întâmplă în ceruri. Noi la Sfânta Treime e parte din direcția și dorința noastră ca să imităm cât mai mult în întâlnirile noastre comune ceea ce am înțeles că se întâmplă în cer. E un exemplu al închinării. Dar acolo, cei 24 de bătrâni, cele patru făpturi vii, când vine mielul care-i înjunghiat, leu și miel în același timp, păi nu vine lângă el și Iisus, ești prietenul meu și... Nu se întâmplă așa ceva. Și Iisus face așa. Da. Nu sărim, luăm de umăr și vezi acolo o reverență care îi cutremură în toată ființa lor. Ăștia cad în fața lui la pământ. Orice slavă a lor și orice fapta lor și orice realizare a lor o aruncă la picioarele lui Hristos. Cum se face asta în biserica ta și la tine? Nu știu. Nu știu exact, că nu venim acum să trasăm o formă, dar reverența asta din inimă se vede și în exterior, nu poate rămâne doar acolo. Dar să spunem că este un sfială asta înaintea lui Dumnezeu? O sfială îndrăzneață. Următoarea întrebare, ce s-a întâmplat cu Hristos din momentul când a murit până când a înviat? Unde era El? Cum afectează asta sfințenia Lui? Asta în tabăra 5 sola a fost întrebarea.
și am stat vreo jumătate de oră pe... Acum avem 45 de secunde, dar nu Andrei. Da. Nu, care sunt versiunile? Versiunile este că Domnul Iisus s-a dus în iad, cred unii că s-a dus în iad să anunțe triumful său, nu a afectat cu nimic sfințenia lui. O altă versiune este că Domnul Iisus Hristos s-a dus, după ce s-a dus în iad, sau fără să ducă în iad, s-a dus direct la Tatăl, pentru că spune Tatăl, în mâinile tale îmi dau Duhul, dar nu văd, eu nu înțeleg logica întrebării, în ce fel asta ar fi afectat în vreun fel sfințenia lui, oriunde s-ar fi dus, că dacă s-a dus în iad sau s-a dus în cer... Haideți să spun, Andrei, ce cred eu. Eu cred că e o întrebare care vrea să lămurească veșnica discuție legat de ce s-a întâmplat cu Hristos, dar cumva conectată de tema asta noastră. Da, nu a afectat cu nimic sfințenia lui. Da. Am terminat. Bun. Mergem la următoarea întrebare. Cum putem explica pericolul trendului I love Jesus, but I don't need the church? Cei care nu știți franceză, iubesc pe Iisus, dar nu iubesc biserica. În paranteză, model care a născut toate bisericile grup de casă. Asta a fost adăugirea, nu știu. Cum putem explica pericolul acestui trend era engleză? N-are niciun sens. Iisus îți spune, asta e mireasa mea, eu o iubesc. Are pată, zbârcitură, acum are probleme, are nu știu ce, eu o iubesc. N-are nici un sens să-i spui că nu o iubești. Dacă intri la mine în casă și spui, îmi place foarte mult de tine, că te-am văzut pe tine pe canalul de apologia reformată și nu știu ce, că mă uit la soția ta, nu-mi place. O trimis să aducă pușca. Știi? Și aprind focul în grădină la cazane. N-are niciun sens. Deci e o brăznicie, mi se pare o brăznicie șită din comun. Mie mi se pare un soi de blasfemie și de diminuare a valorii jertfei lui Hristos. Mm. E ca și când ai spune, îmi place de Hristos, dar nu-mi place de ea pentru care a murit Hristos. Pentru care și-a dat viața, sângele lui a curs. Hristos și biserica sunt legați într-un mod în care nu pot fi în niciun fel. Asta e o dihotomie falsă. Uite, extrem de falsă. Creștinul ăla care... E născut din nou, mântuit, dar care te deranjează cel mai mult, ți se pare cel mai nesfințit, cel mai urât, cel mai rău, cel mai nu știu ce. Ascultă-mă, într-o zi va fi în prezența lui Dumnezeu. El va fi în prezența lui Dumnezeu. Dacă Hristos a plătit pentru el și e născut din nou, el va fi în prezența lui Dumnezeu, va fi desăvârșit. Escatologic vorbind, da? Tu despre ăla vorbești. Iisus s-a dus la cruce și a suferit pentru el 3 ceasuri. Ca marele preot care avea numele lui Israel scrise pe pieptul lui, el avea numele lui pe inima lui și tu îi spui, eu nu-l iubesc pe ăsta, nu-mi place de ăsta, nu-mi place de biserica lor. E o blasfemie, n-are niciun sens ce spui. Este o anomalie, o aiureală totală să spui, nu, Iisus a plătit pentru el, Iisus a suferit pentru el, Iisus a chinuit pentru el. N-are niciun sens să spui asta. Doar că s-ar putea, Andrei, ca persoana aceea pe care o vezi, pentru care Hristos a murit, să nu o vezi de pe aceeași poziție, ci să o vezi din iad. Mă auzi? Să o vezi din iad acolo. Pentru că nu există să spui, eu îl iubesc pe Hristos, eu sunt în Hristos, dar Hristos e capul cui? Al trupului. Și trebuie să fii în trup. Și încă un lucru, cine îți confirmă ție că tu ești în Hristos? De unde știi că tu ești în Hristos? Biserica locală e ambasada cerului, a împărăției, lăsată în diferite locuri, care îți dă pașaportul. Și confirmă ceea ce deja s-a întâmplat spiritual în tine. De-aia e o dihotomie cât se poate de falsă. Numai puțin, doar că întrebarea cred că e puțin alta. Cum vorbești unora care cred în trendul ăsta? Cum te apropii de ei? Cum așa, explici? Oripilat, știi? Da, corect. Bun, asta este o primă, dar după aia. Pentru că realitatea... Adică lasă ducă așa, zic, bă, ce prost sunt, cum am putut să cred așa ceva, știi? Numai puțin. Doar că realitatea asta e în teren. Avem astfel de oameni în biserică. Sunt unii care se confruntă cu prietenilor, cu fraților, cu surorilor lor, care spun, băi, știi ceva, în primul rând, ascult predici mult mai bune decât ce aveți voi la Buna Vestire sau la Sfânta Treime sau așa mai departe, muzică mult mai bună. Și întrebarea, înțeleg că este, cum putem explica că ăsta este un trend nesănătos? Înțeleg, odată fiind oripilații. Doi, cred că trebuie să le spunem că dacă se duc în bisericile alea, se condamnă pe sine. Se condamnă pe sine, sunt duși pe o cale care nu e calea lui Hristos, și, sigur, ce ați spus și voi, că nu există așa ceva, nu există creștin care să crească el cu Scriptura sub un copac, cum spunea Andrei. Totuși, cred că trebuie să avem grijă de oamenii ăștia, să-i
cât putem, cât ne lasă să-i păstorim, să-i ajutăm, să-i convingem, să fim alături de ei. Alături de ei în sensul de a-i ajuta, de a nu-i lăsa, de a nu-i părăsi. Și mie mi se frânge inima când mai văd că unii sunt prinși, fie că se duc în niște biserici astea unde se predică pufuleți, mor de ciudă, dar nu de ciudă că nu vin la mine la biserică. De ciudă pentru că e cuvântul ăla, ăștia care sunt în Africa și mor de foame. Subnutriți. Subnutriți, fraților. De ce nu-ți vine cuvântul Somalezi. Din Lucii? Da, deci, vor fi subnutriți spiritual și mi-e ciudă pe ei. Cred că e importantă întrebarea asta, mai ales acum, există valul ăsta care vine din afară și lovește și România de constructivismului și asta încearcă să ne spună că noi îl putem... Dacă deconstruim absolut tot sistemul, tot ce a însemnat până acum credință și așa mai departe, noi îl putem percepe pe Iisus într-un mod diferit. Dar cred că a aborda persoanele astea este realmente întoarcerea la Scriptură și Scriptura nu lucrează cu astfel de dihotomii. Scriptura leagă pe Hristos într-un mod indisolubil de biserică și atunci, da, biserica poate să fie un loc al frustrării. Și de multe ori suntem dezamăgiți, suntem loviți, suntem răniți, suntem frustrați și așa mai departe. Dar atâta timp cât discutăm despre trupul lui Hristos, pentru care Hristos a plătit un preț extrem de mare, iar Scriptura ne confirmă lucrul acesta, trebuie să rămânem credincioși Evangheliei, credincioși lui Hristos și în felul acesta credincioși bisericii, încercând în același timp să le rezolvăm toate problemele astea. Da. Iisus a murit pentru biserica din Corint. Bun, numai puțin, Cristi. Pentru că Alex a zis de deconstrucție și că e un val foarte puternic. Ca unul care s-a luptat cu deconstrucția. Vreau doar să vă atrag atenția la o păcăleală. Vor veni oamenii ăștia și vă vor spune, mai ales din zona creștinismului progresist, bisericile sunt pline de oameni care nu și-au investigat cu adevărat credința. Și de aia sunteți aici noi, ăștia, inteligenții intelectuali, ne-am deconstruit credința și am ajuns la, folosind ca instrument îndoiala, pentru că suntem foarte inteligenți, am ajuns la un creștinism mai bun. Ăsta e un gnosticism. Minciuna din spate este că toți cei care am rămas în biserică, dom'le, noi nu am investigat. Noi suntem niște blegovani de aia care suntem în prima, la prima copilărie, suntem încă foarte entuziasmați, dar o să vină maturitatea noastră. Nu-i băgați în seamă. Sunt foarte mulți care și-au pus întrebări, s-au luptat cu îndoieli și s-au agățat mai tare de Hristos. Nu primiți minciuna că, domne, toți cei care își pun îndoieli sau se luptă cu îndoielile, sigur ajung la deconstrucție. Fals. Iuda mi se pare deconstructivist. A deconstruit. Da. Bun, este bine să atrag atenția soțului sau soției de un lucru care m-a deranjat din comportamentul lui sau ei față de mine? Chiar dacă lucrul acesta nu este un păcat direct împotriva lui Dumnezeu, sau totdeauna lucrul acesta arată numai înspre faptul că eu-ul meu e deranjat de stângăcia lui și soțul m-a pus într-o lumină proastă, soțul sau soția. Deci un lucru obiectiv rău, chiar dacă nu este rău, scandalos să zicem, trebuie corectat indiferent dacă ego-ul tău e deranjat. Adică e posibil în același timp ca tu el să fi făcut sau ia un lucru rău față de tine și tu să fii deranjat într-un mod egoist. Asta nu înseamnă că lucrul ăla este mai puțin rău și că nu trebuie corectat. Eu aș spune că în momentul ăsta, faptul că îți dai seama că e posibil ca tu să fii reacționat din ego, e foarte bine. Gândește-te la tine însăți sau însuți, rezolvă-ți problema ta, spui din egoism eu reacționez că el sau ea a făcut lucrul ăsta, vreau să recunosc lucrul ăsta, să mă pocăiesc. Dar uite, lucrul ăsta pe care tu l-ai făcut este greșit. Chiar dacă nu este un păcat strigător la cer împotriva lui Dumnezeu, chiar dacă n-a călcat-o, poate e ceva foarte fin. Eu cred că toate lucrurile în căsătorie, cu trecerea timpului, ar trebui să deveniți foarte apropiați încât să discutați lucrurile astea de nuanță. Da? Lucrurile astea finuțe dintre voi ca să fie armonia cât mai bună. Da? Deci cu siguranță trebuie abordate și lucrurile care nu sunt păcate scandaloase împotriva unor porunci expresia lui Dumnezeu din Scriptură. Indiscutabil. Depinde cum o faci, depinde când o faci, da? Și depinde de ce o faci, că s-ar putea ca celălalt să simtă. Dar sigur trebuie făcut. Și s-ar putea întâmpla, e bine să-ți cercetezi inima, chiar dacă nu a făcut un păcat, pe tine te deranjează. Dar dacă te uiți în inima ta și cei care sunteți căsătoriți, mă înțelegeți,
vezi că de fapt tu ai un istoric de lucruri pe care le-ai adunat acolo. Și doar faptul că a pus hârtia igienică invers, deci nu cade așa, ci cade pe la perete, aia face să explodeze lucrurile. Că a pus paharul nu acolo sus unde se spală la raftul de spălat pahare, a pus jos. Și bum! Și care-i mare lucru acolo? Că doar e vorba de un pahar. Nu, tu ai strâns în tine niște atitudini ale inimii tale, poate niște păcate acolo care s-au adunat, de aceea cercetează-ți inima și vezi ce spune deranjul ăla pe care tu îl experimentezi, dacă nu-i ceva de fapt în spate care s-a strâns în timp. Domnul Bălănescu a afirmat că Evanghelia este exclusivistă. Puteți dezvolta puțin mai mult această afirmație, vă rog? Domnul Bălănescu. Deci nu, fratele. În ce sens? Că e exclusivistă. Ce înseamnă că e exclusivistă? Da. Bun. Ce hinduși eu sunt calea, hindu-i? Adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, a zis Iisus Hristos. Există trei teorii, exclusivismul, în care sper că toți de aici credem, inclusivismul și universalismul. Și am spus că inclusivismul nu este altceva decât o portiță deschisă pentru universalism. Exclusivismul este, sau altfel spus, restrictivismul. Hristos e singura cale, dar atenție, Hristos nu o expresie a lui Hristos înțeleasă prin nu știu ce concept budist. Nu. Iisus Hristos. Lucida, asta nu cumva deschide acea discuție despre este Dumnezeu drept, că poate undeva în Africa. Înțeleg toate lucrurile astea. Eu rămân alături de Scriptură. Mă considerați poate puțin mai înapoiat în chestiunea asta. Mie mi se pare că nu avem niciun fel de argument din Scriptură care să ne arate că mântuirea este altfel decât prin revelația în Iisus Hristos, crucea lui Iisus Hristos, arătată prin Scriptură, înțeleasă prin comunitate, cum vreți voi, dar doar Iisus Hristos, nu altfel. Dar uite, totdeauna a fost așa. Adam cu Eva au fost mântuiți printr-o imagine a Domnului Iisus Hristos când s-a sacrificat animale și Dumnezeu i-a îmbrăcat. Abel a fost mântuit printr-o imagine a Domnului Iisus Hristos arătată pe vremea respectivă, da, prototipic, cum vrei să spui, prefigurativ, ilustrativ, în jertfele respective. Nimeni, niciodată, n-a fost mântuit altfel decât prin credința în Domnul Iisus Hristos, care la perioade diferite în istorie a fost revelat în anumite măsuri și în anumite moduri. Dar nimeni n-a fost mântuit niciodată altcumva. Deci cineva din prin Africa, nu știu ce somalez, care se uită la copac și zice, cred că cineva a făcut lucrurile astea, slavă lui, gata, e mântuit. Deci chestia asta sunt niște născociri, niște aberații care tu la București, dacă pui întrebarea asta, n-are niciun sens. Tu ceva vrei să scuzi acolo, da? Vrei probabil să salvezi Andrei, niște progresiști pe undeva. Toți, nu pe somalezea. Andrei, dar toți cei care sunt condamnați, sunt condamnați din cauza păcatului lor. Da? Sunt condamnați din cauza păcatului lor pentru că în ei Dumnezeu a pus, nu, până la urmă și această moralitate este un indicator. Ei vor fi judecați prin faptul că au încălcat legea. Și nu este om care să nu fi încălcat. Și data viitoare când mai pui întrebarea despre somalezul care n-a auzit niciodată despre Hristos și cum va fi el mântuit, sper că pui întrebarea aia în timp ce ești în avion sau în vapor spre Somalia ca să-i duci Evanghelia. Ar fi de bun simț. Da, cred că cumva fondul întrebării are de-a face cu modul în care înțelegem dreptatea lui Dumnezeu și foarte mult din chestiunea aceasta a dreptății lui Dumnezeu ne luăm din cultură, cultura în care trăim, și înțelegem dreptatea lui Dumnezeu ca fiind echitate, da? Dumnezeu este cumva printr-o lege din aceasta care e scrisă în stele, dator față de fiecare om în același fel. De bine, Evanghelia ne este foarte clară, Dumnezeu nu este dator față de nimeni, absolut nimic, și dacă face ceva, face nu datorită datoriei pe care el o are față de umanitate, ci datorită harului pe care îl are față de oameni. Am voie, Cristi? Te poți opri? Și retorica cu care va fi atacată chestiunea exclusivismului, să știți, va fi tot timpul emoțională. Argumentul va fi tot timpul emoțional. De exemplu, mie cineva mi-a spus, un teolog,
nu doar de pe Facebook, de pe Facebook îl știu, dar el chiar e teolog, mi-a spus, cu ce te deranjează pe tine dacă Dumnezeu, în final, e atât de bun? Și vrea să-i mântuiască pe toți, inclusiv universalismul. Cu atât mai mult cu cât sunt atâți teologi care au crezut asta, inclusiv Origen. Cu ce te deranjează pe tine dacă Dumnezeu e atât de bun? Ești tu atât de rău? Înțelegeți cum e retorica? Și atunci singura noastră ieșire este tot timpul să mergem la Scriptură. Eu asta înțeleg din Scriptură. Singurul lucru care mă deranjează e că distorsionez Scriptura. Ăsta e singurul lucru. Auzi, Luci, Origen a fost universalist, dar și s-o castrat, știi? Eu aș fi oleac mai sceptic pentru sanitatea teologiei lui. Și multă vreme a fost considerat eretic în biserică, a fost restaurat ceva ani mai încolo. Bun, mai avem o singură întrebare. Oh, știu. Dar, cum spuneam, o să încercăm să aducem răspuns prin articolele postate pe viitor, pe rețelele noastre. Ultima întrebare. Și după aia mergem la prânz, da? Și încheiem. Poate fiecare dintre voi să spună câte ceva la întrebarea asta, să nu mai intrăm unul peste altul. Cum fac noi unii. Ne completăm, frate, nu știu. Nu? Cum ajutăm un om neregenerat să-și vadă păcătoșenia și nevoia de Evanghelie, dacă el este genul de om care reușește cu puterile lui, care a reușit să treacă prin greutăți și pare și spune că este un om puternic. Spre deosebire de omul cu păcate scandaloase care își vede nevrednicia, omul acesta, deși e cu Dumnezeu pe buze, totuși se bizuie pe capacitatea lui de a face lucruri bune. Cum ajutăm un astfel de om să observe păcătoșenia și nevoia de Evanghelie? Începeți. În primul rând, Duhul Sfânt face, ăsta este în primul rând. Doi, Duhul Sfânt face lucrarea de convingere. Doi, ați observat foarte bine, cel care a pus întrebarea, a observat foarte bine, cel mai mare păcat, cel mai mare blocaj este autoneprihănirea. Este ca acel judecător care este în biserică și se închină alături de un criminal și pastorul spune, uitându-se la criminal, nu e așa că e mare Dumnezeul nostru, că uite, a mântuit un astfel de om, și judecătorul spune, nu, marea minune nu e cu el, că na, el a văzut și a văzut clar, marea minune e cu mine, care am crescut tot timpul și în biserică și moral. Dumnezeu a mântuit un astfel de om, a convins un astfel de om ca mine că autoneprihănirea nu e suficientă. Cum convingi? Spunându-i adevărul. La un moment dat o să vă simțiți neputincioși. Veți spune și nu se va întâmpla nimic. Dar spuneți adevărul. Duhul Sfânt va lucra, nici măcar nu știți. Uneori Dumnezeu ne smerește prin faptul că noi spunem Evanghelie, dar hotărăște altcândva să-L întoarcă pe om. Nu neapărat prin noi. Dar noi trebuie să spunem Evanghelie. Uitați, Luca 15, mi se pare cea mai frumoasă imagine. Cei doi fii risipitori. Da? Omul bun, el nu a păcătuit niciodată. Ascultă-mă, e foarte ușor să, la un moment dat să-l conduci spre calea către Domnul prin Scriptură. Zice, când a ajuns acasă, fiul cel mare, s-a auzit muzică și jocuri, a chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. N-a intrat înăuntru. Foarte interesant. Și zice așa, robul acela i-a spus, fratele tău a venit și el s-a întărâtat de mânie. Îl deranja bucuria. Primul semn. Da? Ăsta este un păcat. Când te deranjează bucuria din biserică, în jurul lui Hristos și așa mai departe, tu ai reușit performanțele tale, ești moral, n-ai nevoie de Dumnezeu, ai o problemă. S-a mâniat. N-a vrut să intre în casă. Dacă tu ești perfect, noi suntem ăștia păcătoși care am avut nevoie de Hristos și de mântuire. Hai cu noi la bucurie aici, în jurul Domnului Iisus Hristos. Dacă tu ești moral și tu nu ai nevoie, bucură-te cu noi, hai în casă, intră înăuntru. Și n-a vrut să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Uite, Dumnezeu ne-a trimis pe noi să te chemăm pe tine perfectul, pe tine moralul. Pe tine care n-ai nevoie de Dumnezeu, vină și tu înăuntru. Uite, tu n-ai avut nevoie, ca noi. Noi am fost mai răi decât tine. Hai cu noi înăuntru. Și n-a vrut să intre nici când tatăl l-a rugat. Și i-a zis, eu slujesc ca un rob de atâția ani, moralismul. Nu se vedea fiu, se vedea rob, păcat. Și niciodată nu ți-am călcat porunca. Minciună, greșeală, nu există om care să nu fie călcat porunca lui Dumnezeu. Niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Și așa mai departe, știți. Eu cred că trebuie atacat moralismul ăsta. Nu există om moral care să nu aibă în inima lui, în interiorul lui, o inimă care este un cazan, un puroi de nelegiuire. Am discutat odată cu un astfel de om moral și mi-a spus, era inginer sau nu știu ce, că el nu are nevoie de Dumnezeu, că el este în regulă, nu-i dependent de nimic, nu are niciun fel de probleme și nu știu ce. Și am zis, ați mers vreodată la biserică? Da, am mers. Mi-a venit atunci pe loc să-l întrebați, da, am mers. Și vi s-a întâmplat vreodată că chiar ieșind de la biserică, să vezi o femeie frumoasă ieșind de la biserică și să fie atras și ispitit de ea? Și el a zis, da, mi s-a întâmplat. Gata, candidat la mântuire. Despre ce vorbim?
Ce om moral nu a păcătuit? Ce om moral nu are aceleași pulsiuni, atracții, ispite, porniri, întărituri și porniri, predispoziție interioare spre păcat? Că tu ai reușit să le controlezi, asta este cu totul altceva. Mântuirea înseamnă o preocupare a lui Dumnezeu și o schimbare a inimii tale, nu o corectare a comportamentului tău exterior. Okay. Alex? Da, vreau să zic că e interesant cu pilda asta că sunt doi fii. Dacă vă uitați cu atenție, amândoi se relaționează cu tatăl în același fel. Unul zice, tată, dă-mi, și celălalt zice, tată, mie nu mi-ai dat. De fapt, ei vreau același lucru, să-l obțină de la tatăl lor, și unul nu-i mai păcătos decât celălalt. Că unul risipește relația în afara casei, altul o risipește chiar acolo în casă cu tatăl. Și asta este tristețea de multe ori, că ajungem să ne comparăm așa unul cu celălalt și să ne vedem superiori. Și discutam dimineață cu cei de la Prodocens despre faptul că una dintre problemele pe care o avem în ce privește sfințenia și promovarea sfințeniei în biserică este acest minimalism. Dar mă uit în jurul meu și zic, băi, dar sunt decent. Eu sunt mult mai decent decât alții. Și asta îmi blochează mie orice perspectivă viitoare de a crește în sfințenie, de a crește în sfințenia vieții, de a persevera, a merge mai departe după chipul Domnului Iisus Hristos. Na, trebuie să ne pocăim de lucrul ăsta. Cristi, am eu o întrebare pentru toți de aici și inclusiv pentru tine. Foarte, foarte pe scurt, recomandați o carte pentru tineri, majoritatea sunt tineri aici, o carte pe care o considerați în afară de Scriptură, în afară de cărțile minunate ale lui Andrei, o carte pe care o considerați fundamentală pentru cultură, pentru a înțelege Evanghelia. Voi știți, alegeți o carte pe care o considerați foarte, foarte importantă. Sfințenia lui Dumnezeu de Arsis Sprul. Sincer, mi se pare... Dacă suntem la capitolul ăsta, cartea lui Ryle, Sfințenia, o puteți descărca gratuit de pe Magna Grația, o carte extraordinară. Eu spun o carte care m-a ajutat pe mine foarte mult să înțeleg modul în care Dumnezeu este, spun God is the Gospel, al lui John Piper. Dumnezeu este Evanghelia, modul în care a fost prezentat el acolo. Și tot în complet, acum ne legăm de tema, chiar dacă poate ar fi alt topul, dacă n-ar fi fost conferința asta, v-aș recomanda Crucea lui Hristos, de John Stott, tot pe direcția asta, foarte bună. Și eu, în afară de toate cărțile lui Martin Lloyd-Jones, vă recomand o carte care n-are legătură neapărat cu Sfințenia lui Dumnezeu, dar are legătură de a face cu citirea clară a culturii, trilogia de Francis Schaeffer. Mm-hmm. Dragi tineri, vă rog, luați-o, citiți-o cu creionul, e grea, nu este simplă, bateți-vă capul, dar vă rog, citiți-o. Mulțumesc, gata. Da, nu, că am ridicat numai ca să știu că te să termin. Mulțumim mult!